Într-o zi, o bătrânică se hotărâ să facă un omuleț din turtă dulce. Ca să îi facă hăinuțe, presără pe aluați zahăr din belșug, iar pentru ochi, nas și nasturi, femeia folosi câteva stafide. Puse apoi omulețul astfel dichisit într-o tavă și îl băgă în cuptor să se coacă. Nu trecu mult și auzi dinăuntru un glas subțirel strigând de mama focului. Lasă-mă să ies, lasă-mă să ies!" De cum deschise bătrâna ușa cuptorului, omulețul din turtă dulce sări din tavă și o lua la fugă și nu se opri nici după ce ieși din casă. Bătrânica alergă după el strigându-i, oprește-te, oprește-te, omulețule din turtă dulce. Fără să se oprească din alergat, acesta îi răspunse râzând, alergă tu, alergă, dar să știi oricât de tare ai fugi, pe un omuleț din turtă dulce nici când nu-l vei opri. După o vreme, omulețul întâlni în cale o vacă, iar aceasta mugi pofticioasă. Mm, asta e așa, sunt sigură că ești mult mai bun la gust decât iarba pe care o pasc eu de obicei. Alergând ca să scape de vacă, omulețul din turtă dulce dădu apoi peste un cal, iar acesta necheză cam așa. Mm, trebuie să fii foarte gustos. Numai că nici măcar calul nu se arătă în stare să-l prindă, iar asta îl făcu pe omulețul din turtă dulce să se laude și mai tare. Nimeni nu mă va înhăța ușor, chiar că cel mai iute de picior. Dar tocmai atunci, dintr-un tufiș din preajmă, sări o vulpe vicleană. Ia stai, așteaptă omulețule, vreau să stăm puțin de vorbă, îi strigă ea cu gând să pună laba pe bunătatea de turtă dulce. Numai că omulețul din turtă dulce își văzu de alergătura lui și o ținu așa până ajunse la malul unui râu. Ei, dar așa o apă mare nu era el în stare să treacă. Atunci, vulpea care se ținuse după el îi vorbi din nou. Dacă te urci pe botul meu, o să te trec apa cum nu se poate mai ușor. Foarte bucuros omulețul făcut, tocmai cum îi spusese cu mătra vulpe, atât că, odată ajungi pe malul celălalt, vulpea își scutură botul cum știa ea mai bine, iar omulețul din turtă dulce ajunse drept între colții și cât ai clipi îl și hăpăi.